Vă invit să deschidem Biblia la pagina 957, Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetele 36 la 46. Pagina 957, Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 36. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețiman, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râfnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici, și i-a găsit dormând, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată, se apropie vânzătorul, până aici cuvântul Domnului, vă invit să ocupați locurile.